La sfârșitul lunii septembrie, Ministerul Educației a suplimentat pentru județul nostru fondul pentru manuale de la 11.120 la 20.170 de lei. Astfel, pentru clasa 1 au fost comandate noi manuale, dar după vechiul curriculum școlar, astfel încât să ajungă pe băncile elevilor până la jumătatea acestei luni. Pe de altă parte, urmează ca în cel mult o lună, după cum susțin șefii educației buzoiene, procedurile pentru achiziția manualelor printate și în format digital să fie finalizate, iar școlile să anunțe comenzile la inspector. Școlar județean. Când situația va fi rezolvată, manualele cu conținut vechi vor ajunge în bibliotecile unităților de învățământ. Când vor sosi manualele noi, cele care sunt acum distribuite elevilor vor face parte din bibliotecile școlilor, acestea putând fi utilizate de către cadrele didactice ori de câte ori consideră că au nevoie de ele, ele constituind un auxiliar pe lângă programa școlară care este obligatorie. Aproape 8.000 de elevi buzoieni de la clasele 1 și a 2 așteaptă noile manuale de care nu s-au bucurat în prima zi de școală.